Bună seara, dragii mei, Mihai Racovicea, realizatorul emisiunii Dialogul Construcții Salvează România. Și suntem la rubrica Morala Creștină, Fundamentul Intelectualului Veritabil. Și contextul în care ne aflăm ne obligă să dezvoltăm idei legate de anul electoral 2024, în care leitmotivul acestor emisiuni va fi întrebarea sau motoul sau, cum vrem să-i spunem, recomandarea, cea mai înțeleaptă, cred că e cea mai bună apreciere, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, așa cum Domnul nostru Iisus Hristos ne învață peste veacuri, parcă astăzi e mai cu asiduitate necesară această stare de atenționare în ceea ce privește calitatea oamenilor. Și în această seară am apreciat să aleg o temă, cred că de foarte mare actualitate, și anume diferența între lașitate și onoare, care este starea societății românești astăzi, care este caracteristica care predomină. Și vom avea o dezbatere, sunt convins, mai mult decât interesantă, cu Beni Oprea de la Timișoara. Bună seara, bine ai venit, Beni! Bună seara, bine v-am găsit. Și cu pastorul Gigel Olaru de la Lugoj. Bună seara, bine ai venit, Gigel! Bună seara, bine v-am găsit. Și hai să vedem acum ce înseamnă să fii laș. Lipsit de curaj și de sentimentul onoarei, care demonstrează, trădează lipsa de curaj, de sentiment, de onoare și cred că avem în societatea românească extraordinar de mulți lași, pentru că unul din cele mai mari, să zicem, determinări care duc la lașitate este frica, neprofesionalismul și îndrăzneala pe care trebuia să o înțelegem de la Domnul nostru Iisus Hristos atunci când a spus: îndrăziți, căci eu am biruit lumea. Și în context, să zicem, în antiteză cu această lașitate, vorbim despre onoare, lipsa onoarei. Și hai să vedem ce înseamnă onoarea, care demonstrează, așa, onoarea este integritate morală. Deci dacă vorbim noi despre integritate, vorbim despre etica promovată de Domnul nostru Iisus Hristos, evident în predica de pe munte. Este cel mai elocvent mod în care Domnul Hristos a venit să schimbe mentalitățile, să schimbe gândirile, să transforme ura în dragoste, ceea ce cred că e foarte simplu, dar greu de atins. Și bineînțeles că onoarea este o chestiune legată de faimă, prestigiu, renume, reputație, vază. Și m-am gândit eu, analizând contextul biblic în care am alege un om pe care să-i facem o analiză, evident, amândoi, sau toți trei, ca să nu ne zicem așa, omul care are aceste două calități, pentru ca să vedem odată lașitatea și onoarea. Adică nu înseamnă că dacă ai fost laș, nu poți să fii onorabil. Și m-am gândit că cel mai reprezentativ va fi Apostolul Petru. Petru, cred că este unul dintre cei mai reprezentativi și simbolici pentru această stare care reflectă calitatea, cât chiar dacă e negativă, calitatea de laș. Și îl întâlnim pe Petru în mai multe ipostaze, în care putem spune că lașitatea lui e o dovadă de slăbiciune, de omenesc. Este o situație în care omul își vede starea și incapacitatea de a traversa bariera. E o barieră pe care nu o putem trece. Și dacă înțelegem starea asta, chiar dacă ne comportăm ca atare, ajungem la starea de pocăință și devenim piatra pe care viitorul creștinismului se manifestă. Și putem spune, eu am să încerc să
punctez, cred eu, tabloul cel mai elocvent în ceea ce privește lașitatea lui Petru. Și am să vă las și pe voi după aceea să mai adăugați sau să parafrazați anumite treburi. Și cred că cel mai relevant aspect sau tablou care pune în valoare de 3 ori lașitatea lui Petru este lepădarea de Domnul Hristos. Și am să citesc dintr-o traducere nouă în limba română din Biblie acel pasaj din Matei. Petru stătea afară, în curte a venit la el o slujnică și a zis: și tu erai cu Galileanul. Însă el s-a lepădat înaintea tuturor zicând: nu știu despre ce vorbești. Oare, mă întreb eu, și mai pune, mai merge mai departe, că după aia întrebarea o pun după aia. Când s-a îndreptat spre poartă, l-a văzut o altă slujnică. Deci dacă s-a îndreptat spre poartă, și-a dat seama că este într-o stare jalnică și vrea să fugă. Care le-a zis celor de acolo: acesta este cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat din nou, spunând cu jurământ: nu-l cunosc pe acest om. După mai puțin timp, însă, cei ce stăteau acolo au venit și au zis lui Petru: cu siguranță și tu ești unul dintre ei, căci te dă de gol accentul fabulos, amprenta Domnului Hristos. L-a malformat puțin, să zicem așa. Și el repetă: atunci a început să blesteme și să jure zicând: nu-l cunosc pe acest om. Și vine timingul, vine momentul cheie, când un simplu cocoș cântă de 3 ori și zice: atunci Petru și-a adus aminte cuvântul pe care îl spusese Iisus: înainte de cântatul cocoșului te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. E o istorioară extrem de elocventă în care ni se arată starea de lașitate. A fost laș sau nu, domnul Gigel Petru? Da, sigur că din descrierea pe care ne-ai făcut-o și pe care ne-o descrie, ne-o relatează Biblia, în momentele cele mai grele din viața Domnului Isus, în momentul acela când trebuia să primească pedeapsa cu moartea și să fie crucificat, Petru, dorind să se apropie mai mult, nu-și dă seama că uită ceea ce de altfel Domnul Isus Hristos i-a spus și la avertizat că atunci când va cânta cocoșul de 3 ori, el se va lepăda. Adică va spune că nu-l cunoaște și că n-a fost cu el. Dar mi-aduc aminte acum și mi-aduceam aminte în timp ce tu vorbeai de faptul că din unele informații am citit despre Petru că înainte de a se întâlni cu Domnul Isus, înainte de a fi chemat să fie în școala Domnului Isus și să fie ucenicul Domnului Iisus, Petru era trădătorul, vânzătorul care ținea legătura cu romanii și pentru că sâmbăta evrei, potrivit legii Vechiului Testament, nu mergeau să pescuiască, nu mergeau să muncească, evreii erau scutiți de romani să plătească taxe pentru ziua respectivă. Dar unii dintre ei, totuși, având nevoie, având situație grea acasă și sigur că pescuitul era modul de a-și întreține familia, de a face un bănuț, se duceau la pescuit și nu raportau la romani ceea ce făceau sâmbăta. Și Petru, zice, era cel care îi trăda. Le spunea romanilor: uite, X, Y a fost sâmbătă la pescuit. Se pare că unele reminiscențe din viața pe care a avut-o el înainte de a întâlni pe Domnul Isus au mai rămas încă undeva ascunse în adâncul sufletului lui și acum, în momentele acestea, când era atât de hotărât să-L urmeze pe Domnul, când era atât de hotărât să se identifice cu Domnul, Petru nu-și dă seama că de altfel nu face altceva decât să împlinească planurile celui rău, să se lepede de Domnul și să nu țină seama de avertizările pe care Domnului le-a făcut. Este sigur că este ușor pentru fiecare dintre noi să ajungem într-o situație
de genul acesta și sigur că eu cred că și eu am trecut pe aici de multe ori când am citit ceva din Biblie și Domnul m-a avertizat și mi-a spus că nu este bine să fac aia și totuși am făcut-o după ce mi-am dat seama că am greșit, mi-am dat seama că n-am ascultat de cuvântul Domnului. Atunci când nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, atunci există pericolul acesta să cădem în plasa aceasta a lașității. Beni, care e opinia ta cu el, cu Petru acesta? Pentru că putem să spunem foarte limpede, el s-a aflat în trei confruntări directe, persoane diferite, de diferite, să zicem, situații în care, în intimitate, după aceea față confruntat cu toată lumea și după aceea, prin felul lui de a fi, amprenta pe care Domnul Hristos a lăsat-o, nu se mai putea dezlipi de această identitate. Ce părere ai tu despre Petru? El a fost un laș sau nu? Dacă ar fi să gândim în felul lumii, cu foarte puțin timp în grădina Ghețimani, Petru în felul lumii a fost un viteaz, a scos chiar și sabia, nu? Evident. Și a tăiat urechea slujitorului, a prodului de la templu, care venise să-l ridice pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus, în una din Evanghelii, ne relatează că i-a pus urechea la loc. Iar Domnul Iisus îl avertizează pe el, măi, cine ridică sabia, de sabie va muri. Sau ceva de gen, îl mustră. Îl mustră. Îl avertizează. Îl avertizează. Deci, în felul lumii, cum a fost? Eu îl văd pe Petru viteaz. În felul lumii a fost viteaz. După care Domnul Iisus îi spusese deja că nu va cânta cocoșul, sau atunci îi spune, când îi taie piatra. Nu, înainte de aia. Înainte de aia. Înainte de aia îi spune, după ce va cânta cocoș, eu mă duc cu tine și la moarte, da? Face angajamente. După care îi dispare acest curaj. Acum trebuie să facem distinție între curajul duhovnicesc și curajul ăsta care vine de multe ori din fire, în multe situații și la noi. Și după aia, după ce suntem curajoși, cu ghilimelele de vigoare duhovnicești, punem, cum să zic eu așa, ne retragem și nu știm cum să o tăiem, cum să fugim din anumite situații, din anumite împrejurări. De-aia e bine să fim, să vorbim puțin și să facem mai mult. Acum, noi îl analizăm, nu-l judecăm evident, pe Pavel. Categoric. Pe Petru. Nu, și vom Normal. Ajunge la momentul lui culminant, eu, pentru că... Eu tot mi-am pus problema, el a primit o lecție, dacă Domnul Iisus nu l-a avertizat pe el, mai vezi că o să cânte cocoșul, voia să îl învețe un alt fel de curaj decât îl cunoșteau evreii și îl cunoaștem noi, chiar și în zilele noastre. Un alt fel de curaj decât cel care... Știm că evreii erau războinici, nu se trădau. Na. Acum, în ceea ce privește să fi fost el trădător, adică, cum le zicea la ăia care colabora securitatea și aveau angajamente la noi. Informator. Acum, na, nu știu, mă îndoiesc. El era un fel de informator față de puterea de atunci, mă gândesc. Ei, acum, problema asta cu informatorul, știi cum îi depinde? Depinde cum se privește, pentru că trebuie să ne aducem aminte că în vremurile trecute, fiecare am fost, dacă ne-am comportat civilizat și corect, fără să avem angajamente, de multe ori vegheam ca lucrurile să meargă bine, inconștient, trebuie să fim realiști. Personal m-am dus în momentul 1999, când am fost ales ca președinte la asociație, la notar și am dat declarații că n-am colaborat cu poliția politică, cu securitatea, n-am avut niciodată angajament, dar în subconștientul nostru ne era frică. Sistemul comunist a implementat în mintea tuturor frica. Probabil că și atunci
Sistemul de guvernare de atunci. Categoric, acum asta nu este scris, nu ne punem la asta. Deci eu vreau să zic că Petru, Domnul Iisus a vrut să ne învețe un alt fel de curaj decât îl cunoaștem noi în lumea I-a fizică, stârnit pământească. curiozitatea, i-a stârnit interesul. Și eu mi-am pus întrebarea, dacă Domnul Iisus nu l-ar fi avertizat, a cântat cocoșul și el a așteptat, și noi, dacă ne aducem aminte, când vin ucenicii de la Emaus, prima dată Domnul Iisus i s-a arătat lui înviat, după ce s-a arătat Da, și femeilor. e o chestiune foarte Da, interesantă. De foarte ce? interesantă, deci din Evanghelie. Eu mă întreb, ar fi făcut el ca Iuda oare mustrărilor de conștiință după ce a fost răstignit Domnul Iisus alea 3 zile, dacă el nu avea o speranță, că chiar dacă a fost trădător, chiar dacă s-a lepădat, chiar dacă se aștepte învierea, pentru că Domnul Iisus le spusese de multe ori, noi, eu mă duc la Ierusalim, am să mor, dar a treia zi eu am să înviu. Ei, ca evrei, au fost cam greu să creadă asta. Toți au intrat ei nu aveau încredere în ceea ce spunea Iisus, care era învățătorul. Îi spuseseră de multe ori, tu ești Fiul lui Dumnezeu, credeți că sunt eu Mesia? Iacătă, Petru este totuși un aluat extrem de maleabil, un aluat care dospește, ca să spunem în felul ăsta, și Domnul Hristos l-a citit foarte bine. Cred că trebuia să se arate toate fațetele. Nu a venit să ia omul ideal și să îl transforme, ci a căutat să ne arate că orice om, indiferent la ce nivel este, de pescar, de om cu slăbiciuni, de om cu frici, de om curios, pentru că haide că citim mai departe, când Domnul Hristos îl alege pe el și spune, după ce au prânzit Iisus, a zis lui Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Petru răspunde, da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a spus, paște, mielușii mei. Deci l-a simțit că nu este în totalitate construit pentru ceea ce trebuia să îndeplinească. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne. I-a răspuns Petru, știi că te iubesc, Iisus. I-a zis, paște oițele mele, îl mai crește un pic, îi mai crește un pic încrederea, îi mai dă o speranță. Domnul cunoștea ce fel de om este. A treia oară i-a zis, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru, întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? I-a spus, Doamne, tu știi, tatele știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. L-a stârnit pur și simplu revolta lui Petru. L-a făcut să explodeze. Și totuși el merge mai departe acolo și Iisus, după ce îi spune treaba asta, spune mai departe, adevărat, adevărat îți spun, atunci când erai mai tânăr, sigur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta, ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după aceea i-a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind din după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus. Acela, la cină, se rezumase pe pieptul lui Iisus și zise, Doamne, cine este acel care te vinde? Petru s-a uitat la el și i-a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Iată o altă calitate a lui Petru, un om care era curios, era interesat de alții. Importanța mesajului pe care am vrut să o pun în valoare este că șlefuirea pe care o face Dumnezeu de multe ori prin întrebări
fie că sunt întrebări puse de oameni, fie prin întâmplări, sunt puse cu țintă directă și la obiect. Pentru a ajunge la întrebarea pe care i-a pus-o Petru, ce se va întâmpla cu Ioan? Că probabil despre Ioan este vorba. Domnul Hristos, să zicem, dă soluția pentru, zic eu, cea mai importantă chestiune personală pe care o are un om în viață. Puțin cam egoistă, dar e o problemă personală. Ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Aici e subiectul sau cheia de boltă pe care eu o înțeleg în creștinătate, că singurul mijlocitor între om și Dumnezeu este omul Iisus Hristos. Aici, pentru foarte, foarte mulți, am argumentația când ei vin și îmi spun despre unii păstori că fac așa sau despre unii preoți că fac așa. Acesta este tablou care îl prezint eu și le spun, dragii mei, să nu uităm că toți suntem oameni. Toți am trecut prin valea plângerii. Și chintesența acestui remediu, relegare, reconectare la divinitate este atât de banal și de simplu încât cred că instituționalizarea nu l-a înțeles niciodată. Ce părere ai, domnul pastor? Doamne, dar cu acesta ce va fi? Dacă vreau ca el să rămână, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Cum trebuie să interpretăm această, să zicem, soluție dată de Mântuitor? Domnul Iisus vrea să-l conștientizeze pe Petru că cu fiecare dintre ei, și cu, nu numai pe ei, dar și pe noi astăzi, el are un plan și are un scop. Petru trebuia să înțeleagă foarte bine adevărul acesta și să-l pună în practică, să-l pună în aplicare. Este foarte importantă, Mihai, poziția noastră, atât în relația cu Dumnezeu, cât și în relația cu oamenii. Și foarte interesant că Dumnezeu nu se uită și Domnul Iisus nu s-a uitat la cine a fost Petru, ci Cine s-a uitat putea la să fie Petru? cine putea să fie Petru, cine putea să devină Petru. Într-adevăr, Petru devine Petru. Adică Stânca Domnul aceea Hristos a investit în el. pe care Domnul Iisus avea să-și zidească biserica. Tu ești Petru, zice Domnul Iisus. Și pe această piatră voi zidi biserica mea. Este ceva fantastic. Este ceva fantastic. De aceea îmi place să văd viața lui Petru și să văd cum Dumnezeu este cel care schimbă, transformă lucrurile care nu puteau să îi aducă satisfacție Domnului Iisus, care nu puteau să îl lase pe Petru să împlinească așa cum trebuia să-și împlinească lucrarea. Și îl face pe Petru omul acela de care toată lumea avea să se mire și să fie uimită prin lucrarea pe care el a făcut-o. Sigur că îmi place tare mult să-l văd pe Petru cum înțelege. Uitați-vă, dacă vă uitați în Faptele Apostolilor, Petru este cel care înțelege că Domnul Iisus Hristos n-a venit numai pentru evrei, a venit și pentru neamuri. Aici e o controversă, pentru că între Pavel și el apare această controversă în care. Apare o mică controversă, sigur că da, dar atunci când în Fapte 3 el este provocat și trimis să meargă la neamuri, el nu ezită. Nu ezită să împlinească de acum în Da, vezi, totul aici e problema planul. fundamentală care trebuie să o înțeleagă lumea. Cântarul lui Dumnezeu. Exact. Hai să-l vedem și pe Beni. Ce părere ai tu despre interesul manifestat de curiozitatea lui Petru? Cum putem să o interpretăm? Important să ne interesăm de semeni, dar mai important decât asta e cum te interesezi de el. Adică Domnul Iisus încearcă să-l maturizeze pe Petru. Petru, din punct de vedere duhovnicesc, nu era nici matur, nici viteaz, nici, cum să zic eu, onest.
Nici chiar onest nu era. Pentru că Da, e momentul... foarte bine subliniat, foarte bine. Da. Deci, iar Domnul Iisus lucrează la lucrurile astea lucrează la inima și la mintea lui Petru, pentru că îi spune, ce-ți pasă ție dacă eu vreau să-l țin? Deci Domnul Iisus îi cunoștea inima, deci el a pus întrebarea nu din dragoste cu ăsta ce va fi, dacă eu... Deci dacă ți-ar spune ție cineva, băi, Racovicene, tu în comparație cu ăla, din punct de vedere spiritual, duhovnicesc, al lucrării, ești net superior lui, să zicem. Dar te vei încinge cu brăcinarul te ăsta, tu te-ai zbătut și vei avea, uite ce sfârșit vei avea. Și atunci, nu, așa, firește, pământește, nu ți-ar veni pe gură, dar cu ăsta ce vei face? Care nu au făcut câte am făcut eu, să zicem, omenește, trupe. Deci, eu am dat un exemplu acum, excluzând din partea noastră. Așa a făcut și Petru. Dar cu acesta ce va fi? Deci nu era îngrijorat. Deci îl voi încinge eu sau el mă va încinge pe mine? Deci Domnul Iisus a vrut să-l maturizeze și îl provoacă. Bă, ce-ți pasă ție? Dacă eu vreau să-l țin până la venirea mea, nu ai tu treabă. Tu trebuie să mă urmezi pe mine, tu trebuie să crești, să ajungi din mielușel oiță și să... Din să... oaie, oaie. Oaie, oaie adevărat. Da. Evident, simbolistica e foarte interesantă și îl vedem pe Petru, un om hotărât, un om care a absorbit, a înțeles toate aceste mesaje, pentru că orice mentor citește omul de lângă el, dacă merită să investească sau nu. Îi vede slăbiciunile, nu îi le neagă. Dar ce putem spune în tabloul cu trădarea, cu lepădarea din grădina Ghețimani, este o chestiune firească, care cred eu că e o reacție impulsivă a fiecărui om. A fiecărui om, și asta... Dacă avem capacitatea să ne transferăm în mintea lui Petru, să vedem lucrurile astea și ne ducem și învățăm să ne educăm, dacă punem accent pe dezvoltare, pe citirea cuvântului lui Dumnezeu și vom putea să traversăm Everestul nostru. Pentru că fiecare avem de traversat acest Everest. Și iată că frica este una dintre cele mai mari racile, care nu numai că face ravagii, iată că și în contextul istoric dat putem spune că oameni care au curaj să iasă la bătaie sunt foarte puțini. Domnule pastor, mai există oameni de genul Petru în contextul dat? Sigur că da. Sigur că da. Și doar o remarcă vreau să mai fac și ai amintit tu foarte bine de faptul că Iuda l-a vândut, Petru s-a lepădat. Două fapte impardonabile. Doar că Domnul Iisus Hristos vrea să ne arate ce se întâmplă cu omul care într-un moment de criză, indiferent cine ar fi, într-un moment de criză se săvârșește o lașitate. Face un lucru care nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și înaintea oamenilor, bineînțeles. Și vedem de aici foarte bine că Petru este conștient de ce a făcut. Iuda nu este conștient, nu se întoarce cu căință la Domnul Iisus și se duce și se spânzură. Petru însă ne arată... Aici puțin de tot am o observație. Iuda, din analiza pe care am făcut-o eu, consider că a fost un om de încredere. De ce? Pentru că ținea punga. Acum, orice ministru care își face un guvern, când pune la... Bineînțeles că nu eșuează, că nu numai Domnul Hristos a eșuat. Își alege un om de mare încredere,
de mare capacitate profesională, cu competențe în ceea ce privește gospodărirea banului. Iată că omul care este competent, bine pregătit, de soi, nu vorbește. Nu prea îl întâlnim vorbind. Că circulă pe surse tot felul de Evanghelia lui Iuda, în care Domnul Hristos ar fi aranjat cu Iuda ca să se întâlnească, pentru mine nu e relevantă și nu cred că e o gândire corectă. Iuda a greșit când și-a dat seama ce a făcut, direcția în care trebuia să se întoarcă și s-a dus la cei care l-au păcălit, la cei care sunt instituționalizați, care nu cred că urmăresc binele Domnului și a cetății. Iată dovada că a trebuit să împlinească ceea ce spunea că se va spânzura și acei au fost aruncați. Deci diferențele dintre un om slab care trebuia șlefuit, trebuia aruncat în zgura și un om extrem de bine lustruit, pregătit din toate punctele de vedere, profesional, tot, a ajuns la o chestiune care, cred eu, tot invidie se numește. Cred că invidia l-a mușcat de orgoliu pe Iuda și a fost invidios. Probabil că diferența între cultura lor, care spuneau dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, el, Domnul Hristos, s-a dus și a venit ca medic suprem. A vindecat, a ajutat, a dezvoltat, a învățat. N-a făcut tot ca să ne putem noi manifesta mai curând, în timp, da? Cred eu că Iuda n-a fost capabil să treacă acea barieră roșie. Ce părere ai, Beni? E o comparație apreciabilă sau nu? Putem să spunem lucrurile astea? Noi facem speculații acum și soarta lui Iuda. Eu nu vreau să intru în... Dacă ai ști câți iuzi avem în ziua de astăzi. Ce să zic? Tu ai avut vreunul lângă tine. Auzi, ai avut vreunul lângă tine. Am avut frați mincinoși. De pe ei am zis mai ăsta. Da. deci n-ai fost scăpat și tu de lepra asta. Dar vezi că nici Pavel în scriere lui nu-i descalifică de la apelativul ăsta de frate. Îl face doar mincinos și îl dă pe mâna pe unul dintre ei. Acum, noi vorbim totuși de virtutea asta care este vitejia și lașitatea. Noi trebuie neînfricarea în duh. Opoziția, adică opusul sau în lumea spirituală, virtutea este neînfricarea. Pe noi încearcă să ne sperie prin tot felul de și baza frici, baza lașității, spuneai tu că îi frica. Dar ei, eu spun, în lumea spirituală. Da, așa este în lumea noastră reală. În lumea spirituală îi cam tot la fel, pentru că ne apucă fricile de ziua de mâine, de faptul că scade cu o cifră contul și intri în panică. N-am avut atâta, mă înghite inflația, mă n-am făcut investiții corecte, mă, ce se va întâmpla cu mine? Ori unul care și-a pus încrederea în Hristos, care îi născut din nou, care îi în trupul lui, care e în biserica lui neinstituționalizată, care are credințele, nu, trebuie să îndeîndată când încearcă cel rău, potrivnicul nostru, să inducă această stare, să se nască sentimentele de a nu mai ai somnul liniștit, numai, atunci tu trebuie să fii veghetor, să iei măsuri, să știi că prin credință tu poți să stăpânești aceste emoții care să nu se nască în inima ta.
Pentru că ele prima dată vin în minte, acolo încep să proceseze și după aia îți cuprinde întreaga ființă. Deci veștile rele care sunt acum la ordinea zilei și acum să fii neînfricat, ce ar însemna? Toți vedem sentimentul ăsta de antisemitism. Dacă îi să... Măi, stai puțin, sunt de acord că evreii se bagă acolo, fac ce fac. Cum îi... Mă, nu spun așa că dacă vin americanii peste noi sau dacă vin rușii, tu trebuie să te poziționezi ca creștin. Să spui, domnule, a fost greșit că Hamasul a... Da, bun, ok, hai că mi-a plăcut nu. Chestia asta, pe cuvânt, chiar sincer, ai spus-o exact cum gândesc eu. Oameni care sunt lași, oameni care analizează cu cine să se dea. Exact. Asta din punctul meu de vedere, e lipsa de caracter. Ce părere ai, domnul pastor? Ai oameni de ăștia, cum ți-o descris, extraordinar de simplu, pe înțelesul tuturor, Beni. Da, dragul meu, e un pericol treaba asta. În fiecare generație de oameni sunt oameni din ăștia și este foarte important să-i depistăm, să-i cunoaștem și să încercăm să-i ajutăm să nu-și ducă la îndeplinire planul. Și eu mi-aduc aminte și am învățat foarte mult dintr-o experiență pe care o găsim scrisă în Vechiul Testament, în cartea împărătesei Estera, despre o femeie care spune Biblia că a avut curajul să meargă la împărat, chiar dacă nu era chemată de împărat, și să aducă înaintea împăratului cauza poporului evreu. Și îmi plac cuvintele pe care le spune Mardoheu, unchiul ei, să nu ți închipui că pentru o vreme ca aceasta, că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Nu! Să nu ți închipui că vei scăpa. Pentru o vreme ca aceasta, Dumnezeu, îi spune Mardoheu Esterei, te-a pus acolo. E, pentru o vreme ca aceasta, Dumnezeu ne-a așezat și pe noi în locul acesta ca să facem ceva pentru națiunea noastră, pentru țara noastră, pentru poporul nostru. Să nu-i lăsăm pe cei care vor să... Da, spunea altcineva, e normal ca păsările să zboare deasupra capului, dar este anormal ca să-și facă cuib în capul nostru. E, să nu lăsăm să se întâmple fapte din acestea ireprobabile, cum ai specificat tu foarte bine în scrisoarea care a fost adresată Parlamentului, ci să fim gata să vorbim, să nu ne temem, să nu fim lași. Aici am vrut să ajung. De-aia am vrut să construiesc aceste două personaje, am vrut să fac o analiză în ceea ce privește lașitatea și onestitatea și onoarea, pentru simplu motiv că trăim în această lume. Și vreau să vă spun, dacă ai introdus scrisoarea nu numai către conducerea Parlamentului, președintelui României, am transmis-o Biserici Ortodoxe Române la cele mai înalte niveluri, pentru că mie mi se pare normal să avem curaj. Domnul Hristos a spus îndrăzniți că ce am birui lumea. Am avut discuții și vreau să discutăm și să vă cunosc opinia, pentru că este foarte important să cunoaștem cât mai multe opinii. Am transmis la mai mulți scrisoarea aceasta și unii pur și simplu mi-au dat răspunsuri, foarte puțin vreau să vă spun, nu. Din păcate au fost și evanghelici și am fost surprins că cel care m-a dat acest răspuns cu câteva zile înainte mă întreba cu cine votăm. Și când a fost confruntat, cred că pentru mine a fost o mare deziluzie. Și a zis, mă, ce buniți de gură, acum văd și eu pe cine am avut în jurul meu și cine m-a săpat. Și am avut un alt prieten din copilărie, un om care are pregătire teologică, care se ocupă, în care încerca mie să-mi explice că orice aș face nu e rostul pocăiților.
Am rămas puțin surprins și orice am face noi nu o să avem succes și atunci nu are rost să ne băgăm să facem. Aceasta, în opinia mea, îmi creează premisele că așa zis. Altfel la citatea. Da, e o chestiune nu O gravă. formă. O O, e formă o de la. formă. E o formă. Pentru că este egoismul. Oare numai de noi trebuie să ne îngrijim? Când Domnul Hristos ne spune limpede, mergeți în toată lumea, noi ne ducem numai la biserică, veniți numai la noi, că noi suntem sfinții sfinților. Nu vreau să fac comentarii mai multe pe subiectul ăsta ca să nu se interpreteze de așa zis și teologi sau ologi de minte, că așa e mai important de tradus. Mie nu mi se pare corect și cred eu că această scrisoare pe care am transmis-o și la care ați aderat și m-ați ajutat să o promovez, e o scrisoare care, într-adevăr, ne pune în față tipuri de persoane cu care ne confruntăm. Unii sunt mai diplomați și spun că, știi, n-ar fi trebuit să scrii în scrisoare de 3 ori te agresezi sexual, scroafo. Și zis, din punctul meu de Așa s-a spus. nu, din punctul meu de vedere pedagogic este să pun în diferite ipostaze lucruri pe care vreau neapărat să-l elimin. E o tehnică pe care am folosit-o mereu și a avut succes. Niciodată nu treci cu vederea lucrurile astea. În momentul când treci cu vederea, am rămas dezamăgit. Am rămas dezamăgit de prietenul meu, în ghilimele, Mihail Neamțu, care nu l-am cunoscut, am dat odată un telefon, a fost foarte frumos, a avut o discuție excepțională cu el și i-am spus ce am intenții să fac. Se întâmpla în 20 decembrie, după 20 decembrie, în 22 mai precis, că atunci mi-a zis să-l sun. Și am spus despre scrisoare și a zis să nu o trimit atunci pentru că intră lumea în vacanță. Când am reluat subiectul, într-o dimineață n-am avut somn și m-am uitat la televizor și am avut parte de o discuție prin care Comisia Juridică de la Camera Deputaților a pus batista pe țambal la toate sesizările care s-au făcut în interiorul Parlamentului cu privire la aceste vulgarisme. Și i-am transmis un mesaj domnului Neamțu și a zis, domnul Neamțu, eu înțeleg comunicarea și sunt surprins că puțin de tot m-ați derutat. Dar vă trimit acum proiectul de scrisoare și dacă susțineți acest demers, la care am primit un răspuns care trebuie să-l spun, că n-am de ce să ascund. Oamenii ăștia care cred despre ei lucruri foarte importante și, într-adevăr, sunt oameni genii, dar nu și-au găsit locul. Nu și-au găsit locul și nici nu o să-l găsească, pentru că Dumnezeu, dacă nu te-a promovat, înseamnă că nu ești pregătit pentru locul respectiv și oricât te-ai zbate tu, tot nu o să primești. Mi-a răspuns că el acum este în America, pe alt fus orar și nu are timp de chestiunea asta și se ocupă de frații noștri creștini de acolo. Consider că s-a comportat foarte interesant, foarte interesant și mi-am dat seama, am spus numele, mi-am permis să spun lucrul ăsta pentru că am fost puțin de tot încurcat și trebuia să mă descurc și atunci am transmis acest mesaj, am primit și numere de înregistrare de la diferite instituții, nu de la toate, cei vizați parcă nu cred că mi-au răspuns și probabil că o să discutăm foarte des despre acest subiect, pentru că pe mine mă interesează ca în Parlamentul României să fie evident promovată cultura, educația, codul bunelor maniere, având în vedere că masa de oameni urmăresc și copiază. Copiază ceea ce fac cei de acolo. Și sunt mai mult decât convins că există oameni de mare calibru acolo, cărora le este rușine de ce se întâmplă cu anumite personaje sinistre
Și de aceea mi-am permis să cer Bisericii Ortodoxe Române să retragă crucea șaguniană acordată de către Mitropolitul Ardealului Laurențiu Streza. Nu-i prea înalt, pentru mine nu mai este prea înalt, când spune că e acordată pentru promovarea valorilor creștine și a identității naționale românești. Dragii mei, Simeon nu este Petru. Să fie limpede, clar și n-are nimic comun cu morala lui Hristos. De Revelion a fost prins, îmbătat și plimbat prin zonă și când a fost întrebat, nu e normal, e sărbătoare. Deci, cred eu că lucrurile astea nu pot fi trecute la și alte. Iar dacă Biserica Ortodoxă nu face acest gest, cred că își trage palme singură. Eu așa apreciez, având în vedere că eu nu trebuie să fiu nici ortodox, nici de altă culoare. E morala lui Hristos n-a venit pentru unii sau pentru alții. Morala lui Hristos mă îndeamnă să am demnitate, onestitate și respect. Greșesc cu ceva, domnul Beni? Eu zic că nu, dar te găsesc așa, fără a căuta, mai oamenii ăștia s-ar putea îndrepta dintre fundamentalism. Dar nu contest, asta e șansa lor! Iar noi, prin tine îi mustrăm, inclusiv biserica strămoșească, națională, cum vrem noi să o numim. Nu o mustrăm, nu, noi, te rog să reții că am spus limpede noi că... Noi o atenționăm. Nu, da, nu, ce, numai ce puțin. În text am spus clar că nu poate fi reprezentată de... Am înțeles, am văzut. Ei, să e avem o diferență, nu trebuie să atât mustrăm de neamțul. Eu nu le spun ce să facă. Mie mi s-ar părea de bun simț să se detașeze de astfel de comportamente. De comportamente și pe oameni să-i recupereze, dacă absolut se poate. Dacă inclusiv se poate, pe Simon, care eu... Petru a fost recuperat. Simpatie față, poftim? Dacă Petru a fost recuperat. Exact. Deci, și să fie pentru că, na, și Simeon ăsta, el e curajos așa, eu mi-aduc aminte de o fază când el avea așa gura mare, când urla prin... umbla pe unde îl prindea pe Iliescu, era în timpul mandatului lui, și când l-au luat niște din aia așa, eu am avut problemă mare cu vitejia asta, eu ți-o spun așa, o mărturisesc aici, poate mă mai cunoaște lumea, mai știe de năzdrăvăniile mele, eu am avut, chiar dacă păream eu așa plăpând. Da, în fine. Și Simeon ăsta era din gură, dar când era să fie viteaz, știi cum o tuns-o pe holurile Ok, parlamentului. ai spus Acolo. foarte bine. Acum este președinte de partid și parlamentar. Da, Aceste bun. Calități nu-i conferă dreptul. Haideți că poate se va îndura, mai vine un terheș pe lângă el, care eu, da, sper să nu fiu nevoit să-l reevaluez, să zic așa. Acum, știi cum e cu reevaluarea asta? Câteodată trebuie să fie puțin fără sentimente. Categoric. Da. Iar despre neamț, normal că nu putem să-i cerem lui care, na, încearcă, exact cum ai zis tu, să-și găsească loc în politica României și ar fi bine, dar și pe el noi trebuie tot timpul să-i facem cu clopoțelul să nu uiți ce ai promis, să nu uiți că ești copilul Domnului, să o iei... Da, dacă ți se cere să te asumi responsabilități care degenerează în lucruri extrem de grave și tot în scrisoare am precizat că la Praga apucăturile astea transferate în exces conduc la crime, cred că nu mai e timp cu zăhărelul. Vedească, da, da, noi Hai să nu mai îndulcim lucrurile. Hai să le prezentăm așa cum sunt. Ce părere ai, corect, domnul pastor? Zilele ne sunt numărate, mire, și este foarte importantă acțiunea sau atitudinea pe care o avem în fiecare clipă. Și eu cred că deja a trecut prea mult timp de când oamenii ăștia și-au bătut joc în plenul Parlamentului, și-au bătut joc de națiunea română, și-au bătut joc și de mine și de dumneavoastră, și este foarte importantă atitudinea pe care noi
o avem față de ei. Cineva spune așa, atitudinea determină altitudinea. Nu se poate să tăcem într-o vreme ca aceasta. Nu știm dacă ziua de mâine mai este a noastră. De aceea Dumnezeu ne-a pus și trebuie să ne spunem punctul nostru de vedere. Este cu decență, onestitate, respect. Noi nu împușcăm pe nimeni, noi nu omorâm, nu condamnăm. Nu pot să tac, să nu spun adevărul și nu pot să acopăr o asemenea faptă care e reprobabilă, care s-a petrecut în cel mai înalt for al legislaturii românești. Și, bineînțeles, am vorbit de Petru. Uitați-vă la Petru. Petru ajunge să moare ca și domnul lui. Dar, e, nu acceptă, dar totuși, vezi, aici nu tot se dă acceptă, dreptate la Beni. Nu acceptă să moară cum a murit Domnul Iisus răstignit, ci el cere să fie răstignit cu capul în jos. Zice, nu vreau să mor ca și Domnul meu. E, vreau și să totuși fiu... intervenția Domnului înainte de a-și înfrânge frica definitivă o putem găsi tot așa într-o carte, o legendă în care spune Vovadis. Vovadis, Domine! Încotro te dezi, Doamne! Da. Și Domnul Hristos îi spune, mă duc să mă răstignesc din nou în locul tău. Deci, adresarea către națiune pe care am făcut-o a fost în sensul pozitiv al cuvântului. Să Foarte se bine. redreseze lumea. Eu nu pot să fiu reprezentat de astfel de ziceri. Să fie limpede, de oameni care nu fac decât să dezbine. Sistemul este simplu, dezbină și condu. Și se pare că în ultima perioadă simțim din plin acest lucru. Și felicitări, pentru că dacă ți s-a creat posibilitatea să-ți spui adevărul, nu taci, ci spui adevărul așa cum este, înțelegi? Chiar dacă unii nu-l agrează, chiar dacă unii dar chiar, nu știi, se raliază... ce-ți pasă ție? Tu vino exact. După mine. Tu vino după mine, sigur că da. Asta Domnul e scopul. Asta ne cheamă pe toți. A, că exact. Sunt criticat. Să știți că critica în general pentru mine e utilă pentru că mă atenționează să mă slefuiască. Și orice exact. Om de bună credință, numai să nu fie de necredință. Aici e problema. Că dacă vii neșarpele și spune mănâncă din pomul oprit, atunci să știi că da, e bine să-ți dea Dumnezeu înțelepciune să distingi duhurile. O, Doamne! Doamne, ajută! Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. O să fie finalul ei și aș vrea ca fiecare dintre voi să conchidă această emisiune. Precizez, din punctul meu de vedere, a fost o emisiune interesantă în care fiecare și-a expus viziunea despre Petru, despre atitudinile lui și cred că s-a pus în evidență faptul că slăbiciunile oamenilor pot fi corectate. Da, atunci când vorbim despre lașitate, mi-a plăcut foarte mult cum a introdus la subiectul acesta viața lui Petru. Mi-a plăcut foarte mult cum am înțeles cu toții modul în care Petru s-a schimbat radical și a înțeles chemarea care Domnul Iisus Hristos a făcut-o și a înțeles să se implice mai departe așa cum l-a provocat Domnul Iisus Hristos acolo la Marea Tiberiadei imediat după ce Domnul Iisus Hristos i s-a arătat. Paște, Paște, Paște. Și Petru este primul dintre ucenicii Domnului Iisus care după pogorârea Duhului Sfânt, deci după 50 de zile de la înălțarea Domnului Iisus, este primul care începe să ia locul Domnului Iisus, să vorbească evreilor despre ceea ce trebuie să facă, despre ceea ce au greșit și să se întoarcă cu pocăință la Dumnezeu. Asta este și apelul meu acum, la conchidere, ca cei care poate că au avut și ei un moment de lașitate, un moment de, cum să zic așa, de neveghere la momentul ăsta care a fost atât de important, să se întoarcă cu căință, cu lepădare și să să fie gata să ia întotdeauna atitudinea care trebuie să o luăm noi față de lipsa de adevăr care se promovează în jurul nostru. Și nu mai vorbesc despre lucrurile acestea care se vorbesc atât de urâte și atât de în fața copiilor noștri, în fața tinerei generații,
Ce exemplu poți să iei de la parlamentarii noștri, unii care De la vorbesc în unii. felul acesta? De la unii, da. De la unii care vorbesc în felul acesta. Nu se poate. Beni. Deci eu mi-aș dori ca dialogul politic să fie în termeni decenți, să nu ajungem ca extremele, ori de dreapta, ori de stânga, să aibă un procent și să fie, adică un procent care să fie îngrijorător pentru nația noastră. Asta îmi doresc eu și aș vrea să fiu viteaz în duc. Adică, fără să am pretenția că deosebesc sau fac alegerile cele mai bune în ceea ce privește viața de zi cu zi față de semenii mei, dar să-mi exprim ceea ce eu cred că sunt călăuzit de Duhului Dumnezeu în a spune așa nu, ăia nu, și să am curajul, chiar dacă ei sunt, eu devin o minoritate sau sunt într-o minoritate în grupurile care sunt. Și eu zic că, na, mai avem o șansă în sensul ăsta că s-au potolit. Problema e că trăim în vremuri în care Domnul Iisus și-a pus întrebarea la care n-a dat niciun răspuns în slova scrisă: voi mai găsi eu oare credință în vremurile când mă voi întoarce, în cele din urmă? Deci vedem că încrederea în cuvântul lui Dumnezeu și în vestea bună îi eclipsată acum de tot felul de noi învățături, și noi trebuie să veghem, turma mică, mică cât o fi, să veghem și să fim în căsare. În seara aceasta am încercat să dezbatem un subiect extrem de important și vorbim aici despre laicitate și onoare. Am vorbit despre Petru, am vorbit despre scrisoarea deschisă înaintată națiunii române ca un semnal de alarmă în care depărtează-te de răul acesta, așa ne învață cuvântul. Dacă noi nu luăm atitudine, trebuie să ne gândim că avem copii care vor avea copii și problema de fond este ce oferim acestora. Ce oferim? Sunt judecat pentru că am spus că am văzut că există oameni nehotărâți. Nu că am făcut eu scrisoarea, trebuia să o facă alți luminați ai țării astea. Dar de ce tac? De ce taci? De ce taci tu fiecare? De ce? Îți place? Sunt convins că nu. Cred că trebuie să-ți înfrângi, să înfrângi frica și să înțelegi foarte bine: dacă tu vei tăcea, pietrele vor striga. E un simplu lucru pe care vreau să-l rețineți. Și, dragii mei, sunt convins că am deranjat prin această scrisoare pe mulți. Și am să încerc să fiu foarte clar. Asta ne-a fost și scopul, nu? Reține, eu nu judec oamenii, că îi judecă Dumnezeu. Dar am obligația să le atrag atenția că sunt pe un drum greșit. Asta e convingerea mea. Deci și dacă am deranjat, e bine. Dacă nu am fi deranjat, atunci ne-am fi aflat în treabă. Eu consider că am făcut un pas înainte, nu suficient pentru a lămuri lucrurile astea. Personal mulțumesc domnului Bănescu, purtătorul Bisericii Ortodoxe Române, care mi-a trimis mulțumit, cum se trimite cu acele figurine și aplauze. Deci, frații care sunt adevărați frați sunt deranjați de modul în care se deformează morala lui Hristos și identitatea românească, care nu este de niciun fel așa. Și de aceea mă duc la proclamația din Banat și citesc din ea câteva puncte foarte interesante. Într-o lume secularizată, principala cale care oferă speranțele națiunii române este însușirea pe scară largă a moralei creștine, care trebuie să fie promovată neconfesional, nedogmatic și neinstituționalizat. Suntem pentru promovarea respectului și a iubirii de semeni, considerăm ca fiind necesară cultivarea dialogului constructiv, a onestității, precum și promovarea demnității. Societatea românească trebuie să se opună tendinței de marginalizare a credinței în Dumnezeu
care are consecințe devastatoare. Minciună, corupție, ipocrizie, impostură, etc. Credem că este momentul ca poporul român să se îndrepte cu toată încrederea, în speranță, cu speranță spre Dumnezeu, spre valorile și reperele sale spirituale care se regăsesc în biblioteca lui, Biblia. Și de aceea, pe această cale, facem apel la numeroși oameni de valoare pe care are această țară, cărora le cerem să participe la reconstrucția morală a României. Și cu asta fiind spuse, vreau să mai spun, totuși să se înțeleagă foarte bine, că nu-mi doresc să fie o voce singulară, nici echipa noastră. Noi dorim să multiplicăm binele și de aceea îl rugăm pe bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciunea care vine de sus, să o putem folosi ca o sabie cu două tăișuri care desparte răul de bine și să ne ajute să învățăm, să îngrijim și să construim grădina Maicii Domnului, care este România. Mulțumesc mult, dragii mei, și să ne vedem sănătoși în următoarea emisiune.